Cozonac de post cu cacao în două culori. Ia uitați, așa arată. S-a copt bine. Ia să mai fac o felie. Este cald. Încă este cald. Acum se vede și ciocolata. Ia uitați. Încă iese fumul din el. Aburul, nu fumul. Așa arată. Unul singur, în cozonac de cort. Aici am pasta de mandarine, care o țin la frigider. Și am să-mi iau așa o bucată. O să-mi trebuiască pentru cozonac. Așa. Și am să o pun așa aici în... Într-un vas, în folie, și acum o să ne luăm așa o bucată, cât o să ne trebuiască. Așa, am pus doar o foaie, o singură foaie, și am întors-o și o dăm deoparte. Și acum, eu mi-am pregătit pentru acest cozonac de post, jumătate de kilogram de făină. Aici am ulei, circa 120 de grame, am cântărit totul în grame. Am 300 de apă și am 100 de grame de zahăr și cine dorește poate pune miere de albine. Deci ori punem miere, ori punem zahăr. Eu astăzi am să pun miere, dar cine dorește poate pune zahăr. Am cacao, că o să-l facem în două culori. Am o linguriță de sare. Un cubuleț de drojdie, pasta de mandarine, eu o țin la congelator, ia uitați, încă este înghețată, așa am scos și o să aromăm apa, și esență de rom. Și ca să umplem, eu astăzi am să-l umplu cu ciocolată amăruie, nu cu lapte, că este de post, și am să pun o lingură, două de nucă, și atât. Am încălzit apa. Și acum, în această apă, deci dacă dorim să facem cu zahăr, punem zahărul în apă. Sau dacă dorim să facem cu miere de albine, punem mierea în apă. Eu am încălzit-o, că am pasta de mandarine, este de la frigider. Și o să punem mierea. 100 de miere. Așa. Miere. Acum, din pasta noastră de mandarine, ne punem puțină, o să punem doar o parte, vedeți că este, ia uitat-o, eu am scos-o de la congelator, să știți că nu îngheață, se poate rupe cu mâna. Eu mi-am făcut un baton lung și îmi scot cât am nevoie și am să-mi pun deocamdată atât și dacă mai este nevoie să o facem mai aromat cozonacul, mai punem. Și acum să amestecăm și o să frământăm în vasul nostru. Aici avem un vas și am să pun totul, mai bine să pun totul așa aici. Așa. Luăm toată mierea și gustăm. Gustăm să vedem dacă este bun de aromat, dacă nu mai punem puțin aromă. Am să pun și puțin ulei, o parte din ulei, nu tot. Cam jumătate. Așa. Adăugăm și drojdia. O să fărâmăm așa aici în compoziția noastră. Și amestecăm. Și lăsăm să se topească drojdia. Eu am să mai dau puțină pasta de mandarine, puțin, așa. Punem să se topească.
pun pe toată. Ca să fie mai aromat. Și acum amestecăm bine. Așa. Și acum adăugăm făina. O adăugăm așa puțin câte puțin. Aici am 500 de grame. Așa. Am să adaug și sarea. Aici am o linguriță de sare. Circa 7 grame de sare sunt. Și amestecăm. Și dacă o să mai fie nevoie de făină, mai adăugăm. O să mai pun puțin făină. Acum am să împart aluatul în două. Să văd dacă l-am împărțit bine. Așa. Mai luăm o lingură de aici. Așa. Așa. Și într-o parte adăugăm făină și în cealaltă adăugăm cacao. Aici o să punem cacao. Și cu cozonacul de astăzi o să aibă gustul de cacao și de mandarină. Sau de portocale. Așa. O să ne mai trebuiască puțină făină, o să mai punem. Așa, ia să amestecăm cu cacao. Și mai adăugăm. Deci o să intre mai mult de ceasul decât mi-am pregătit eu. Acesta este cel cu cacao. O să dăm aluatul cu cacao deoparte și îl facem pe cel simplu. Așa. Și apoi adăugăm ulei. Acum punem făină și aici. Și amestecăm. Încă puțină. Așa. Aici avem uleiul și frământăm cu puțin ulei. Aici adăugăm în mână. Și frământăm, frământăm, frământăm. Așa, ia uitați. Și o să-l mai frământăm puțin. Acum o să adăugăm și aici masă, unde avem cacao. Așa. Ia uitați, și acela cu cacao. Dacă e nevoie, adăugăm și puțină făină. Așa, să nu se lipească. Care îl avem așa aici. Așa. Așa. Aluatul este gata. Ia uitați-l. Așa. Și le punem așa aici, le punem pe amândouă, le acoperim, le putem da cu puțin ulei pe amândouă, așa, ca să crească bine, să nu se lipească prea tare, așa. Și acum acoperim, le acoperim pe amândouă și le lăsăm pe canal de YouTube, se numește tot la fel prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Aici avem tava noastră care o să ne trebuiască pentru pus cozonacul. Eu am să-l umplu cu ciocolată și cu puțină nucă și să scoatem. Ia uitați, aceasta este cu cacao. Este de post. Ciocolata, dacă vreți să puneți, o puneți cea fără lapte.
ciocolata măruie. Așa. Și o să întindem foile. Așa, mai dați. Am luat urmărul și am luat-o la... Am să pun deoparte un pic din aluatul maron și un pic din aluatul alb. Și acum am să le întind pe amândouă. Așa. O să le întind așa bine, bine. Și fiecare pătrățel de ciocolată are 50 de grame. Și am să pun una, două, trei, depinde cât o să fie necesar. Și tăiem ciocolata. Și o să întindem așa aluatul. Când unul, când celălalt. Așa. Ciocolata. Îmi doriți să puneți mai multă, puneți mai multă. Așa, nucă, așa am să pun și puțină nucă peste. Așa. Nu pun multă, doar atât. Apăs puțin ca să intre. Și apoi răsucim. O să răsucim. Încet, încet. Așa. Așa, mi l-am, ia uitați-l, cozonacul, așa, eu mi-am pregătit o tavă tapetată cu puțin ulei și cu foaie de hârtie de copt și acum îl iau și îl așez așa în mijloc, cozonacul meu. Îl dau așa deoparte și mi-au rămas două bucățele. Le-am lăsat să ne jucăm puțin și să vedem ce putem face. Am pus cozonacul în tavă, lăsăm să... Ia să tăiem acum să vedem ce iese. Și acum am să tai cu păhăruțul. Așa, acum umezesc puțin ca să se lipească de cozonac
și îl întorc invers, direct pe cozonac. Așa. Așa o mică presiune, așa, în interior. Așa. Oricum el crește. Așa. Apoi o să vedem, uitați, așa, astăzi ne jucăm. Așa. Am să pun puțin apă. Așa. Și am să o așez așa aici, alături. Se vede? Așa. Așezăm și am să fac o mică presiune în interior. Așa. Așa. Vedeți? Cu cozonac. Cozonac de post cu cacao în două culori. Eu cred că am să-i pun puțin zahăr pudră. Așa. Puțin. Cozonacul nostru este gata. Am să-i pun puțin zahăr pudră pe deasupra. Așa. Uitați-l. Așa arată și pe părți. Eu am să încerc să tai o felie, mai că este cald. Nu știu dacă o să reușesc, dar... Așa. Și am să tăiem așa o bucată de aici, să vedem cum este. Așa arată în interior. Ia uitați-l. Cu cacao. Ia uitați-l, așa arată și pe... Parte, eu l-am dat cu puțin zahăr pudră deasupra. Că nu iese lucios când îl facem de post. Sau îl putem da cu puțină miere. Așa arată. Să vi-l arăt și pe dedesubt. Așa. Eu l-am făcut numai dungi. Așa arată în interior. Acesta este cozonacul.